polițiștii mehedințeni au acordat o importanță deosebită acțiunilor de prevenire, iar acestea au dat și rezultate în ultima perioadă. Așa se face că numărul infracțiunilor înregistrate la nivelul județului Mehedinți a scăzut simțitor în anul 2013. Indicatorii statistici prezentați pe primele 8 luni al anului 2013 indică o scădere a infracționalității sesizate cu 11,11%, respectiv 199 de fapte, de la 1098 la 7199 fapte. Aici, pe scurt, vreau să vă informez că au scăzut infracțiunile sesizate contra persoanei cu 369 de fapte în procent 18,61, au scăzut infracțiunile contra patrimoniului cu 13,54, respectiv 511 fapte. Infracțiunile contra patrimoniului sunt în general infracțiunile de furt din avutul public, din avutul privat. De asemenea, au scăzut infracțiunile de tâlhărie. Scăderea numărului de infracțiuni și a cazurilor de comportament antisocial reiese și din raportul de activitate prezentat de conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți. Un lucru pozitiv, îl putem reține că în primele 8 luni ale anului, efectivele Inspectoratului de Jandarmi nu au fost solicitate și nu au intervenit în forță pentru restabilirea ordinii publice la niciuna dintre aceste manifestări la care nu am asigurat măsurile de ordine. Este ceva deosebit la nivelul județului. Asta dovedește că cetățenii au înțeles să se comporte civilizat și nu ne înregistrăm cu situații deosebite. Un lucru demn de reținut, comparativ cu alte zone, nici măcar la manifestările sportive nu s-a impus aplicarea niciunei sancțiuni contravenționale. Nu mai vorbim de fapte în natură penală. Prefectul de Mehedinți, Nicolae Drăghia, a cerut jandarmilor să acorde o atenție sporită furtunilor din păduri, tot mai frecvente în perioada premergătoare sezonului rece. Ar trebui să, în această perioadă, nu numai faptul că se taie pădurile, dar se intră cu utilaje grele, se lasă în urmă și drumuri și tot, și eu cred că ar trebui să mai avem în vedere câteva acțiuni în comun. Chiar dacă numărul infracțiunilor constatate la nivelul județului Mehedinți a scăzut, aflăm din raportul de activitate prezentat astăzi de reprezentanții penitenciarului din Drobeta, Turnul Severin, că numărul deținuților este în creștere. De menționat este faptul că în închisoarea din orașul nostru sunt încarcerate persoane private de libertate din toată țara. Capacitatea legală a penitenciarului este de 820 de locuri, dar mai tot timpul, în mod constant, am custodiat un număr de deținut peste limita legală. La ora actuală, datorită unui datorită numărului mare de deținuți, am depășit capacitatea legală, dar asta nu ne-a împiedicat să le oferim în condiții decente și legale de alte condiții și alte drepturi legale, prevăzute de lege. Doream să spun că funcționăm în trei locații, sediu din penitenciarul Drobeta, Turnul Severin, secția exterioră în Juleț. Noi avem custodiate și acolo un număr foarte mare de persoane private de libertate. Capacitatea legală acolo este de 323 persoane private de libertate, dar mai tot timp am avut 500 de persoane private de libertate custodiate. Scăderea numărului de infracțiuni este cu totul altceva, pentru că la penitenciarul Drobeta, Turnul Severin și Vânjuleț sunt cazați, în ghilimele, deținuți din toată țara. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că s-a și văzut, se și simte o preocupare sporită pentru siguranța. Următoarea ședință a Colegiului Prefectural se va desfășura la sfârșitul lunii octombrie.